Bună dimineața urșilor! Astăzi o să vă arăt o zi cap coadă de mâncat. O să vedeți absolut toate mesele pe care le am. Vom încerca să mâncăm cât mai puține calorii, să fim într-un deficit caloric și să slăbim. Și bineînțeles să mâncăm și lucruri sănătoase, foarte, foarte nutritive și foarte bune. Așa că stați până la sfârșit pentru că o să fie un clip foarte, foarte interesant. Vom începe ziua cu o cafeluță, Jacobs, din asta naturală. Este foarte, foarte bună, este preferata mea. Jacobs Crunning, da? Și aici avem miere de rapiță. Am pus două lingurițe de miere de rapiță, două lingurițe mai mici așa. Foarte bună mierea asta de rapiță, nu schimbă gustul cafelei. Aici avem păstură, o să consum și o linguriță de păstură. Suplimentele mele apicole, da se consumă o linguriță, două pe zi, de miere, de păstură și sunt foarte, foarte bune. Pastura asta are vreo 30% proteină, este foarte bună și pentru masa musculară. Dacă nu aveți de unde să vă luați produse apicole super calitative, intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară la cele mai bune prețuri. Și vreau să vă arăt aici diplomele pentru că mi-au venit. În sfârșit, ia uitați, am terminat cursul de personal trainer și instructor de fitness. Acum avem și diplomele, suntem acreditați și este foarte, foarte bine. Chiar a fost un vis care a devenit realitate și sunt foarte, foarte fericit pentru acest lucru. A trecut o jumătate de oră de când m-am trezit, am terminat de ca cafeluța așa acum este timpul să luăm prima masă zilei pentru că este foarte important să mâncăm ceva în prima oră sau în primele două ore, da, cât mai repede cu atât mai bine, pentru că venim după un fasting de peste noapte în care corpul nu s-a alimentat cu absolut nimic și avem nevoie de nutrienți pentru a începe această zi, da? pentru a începe fiecare zi de fapt nu este niciun beneficiu real în a face fasting mai mult decât perioada de noapte în care dormim. Eu personal mă antrenez mult mai bine dacă mănânc ceva uh, înainte și am observat că rezist și mai bine poftelor noaptea dacă nu sar peste mese și am minim 3 mese pe zi, chiar 4 sau chiar 5 cu gustări cu tot, da? Deci sfatul meu ar fi să nu săriți peste mese, să aveți minim 3-4 mese pe zi, dacă se poate chiar 5. Și bineînțeles, fiecare masă, dacă se poate, să conțină toți macronutrienții și micronutrienți. Ce înseamnă asta? Fiecare masă trebuie să fie completă, să avem o sursă de carbohidrați, în cazul meu avem două filuțe de pâine, să avem proteine suficiente, o sursă, două surse de proteină, în cazul ăsta avem vreo trei surse de proteină, avem mușchiul, fileu, 100 grame de mușchi, care au 20 grame de proteină, avem două de cascaval din la folie care mai au și ele vreo 4 grame de proteină și mai avem și pâine, da? 50 grame de pâine care are și ea proteină, mai are și ea vreo 4-5 grame de proteină. Și lângă am încercat să pun cât mai multe legume, astăzi avem castraveți pentru că am prins niște castraveți buni și m-am dat așa pe castraveți în ultimul timp, pentru că sunt mai ieftin roșiile, sunt foarte, foarte scumpe momentan. Orice legume este bună, dar nu zic doar castravetele sau doar roșia este bună, absolut orice legumă, dacă îți place să mănânci ceapă, ciuperci, nu știu, orice, orice vrei tu, toate legumele sunt foarte bune, iar dacă nu aveți legume sau vi se par prea scumpe, o altă alternativă foarte bună care merge cu aceste sandvișuri este laptele bătut, chefirul, laptele acru, da? Eu de obicei așa mănânc, două sandvișuri din astea deschise cu două filuțe de pâine, legume, sau dacă nu am legume, îmi iau câte o sticlă din aia de lapte acru, de iaurt de băut sau de kefir sau de sana și se potrivesc de minune și la gust și este foarte bună pentru că laptele bătut are probiotice da? pentru stomac. Foarte, foarte sănătos și laptele bătut. Gata, nu vă mai rețin, vă, mă bag să mănânc și ne vedem mai încolo. Ne pregătim de sală urșilor și o să-mi fac un uh, sirop din asta O să-mi fac un litru de sirop cu apă minerală de pulpă de cătină cu miere. da Este un produs premium este făcut de noi, 100% natural, conține doar pulpă de cătină și miere. Atât. Vedeți, am scris și aici pe etichetă ce conține. Este foarte bun, îți dă foarte multă energie pentru că are în conținut și miere, iar cătina asta este extraordinară pentru sistemul imunitar, are foarte multă vitamina C. Da? Este un produs foarte, foarte bun, îmi va da foarte multă energie la sală. Uitați cât am pus. Haideți adică mai punem puțin totuși, că e sticla mare asta, nu e de jumate. Este sticla de un litru. Și vreau să iasă mai dulce, așa. Pentru că am nevoie de foarte multă energie. Am de făcut un antrenament foarte greu astăzi. Avem spate, trapez și biceps. Și bineînțeles, câte 40 de minute, 50 de minute, 60 de minute, depinde cât pot, la bandă, da? Așa că este foarte important pentru mine să am energie, să pot să ard foarte multe calorii da? la bandă. Să avem un antrenament foarte, foarte intens și pentru masă musculară, dar și la cardio, pentru că acolo se ard mai multe calorii. La cardio, da? Ok, haideți să vedem. Ia uite, am luat două cu celălalt. Ia uitați cum arată, vedeți? Pentru că este un produs natural și conține mai miere, nu se dizolvă imediat. Mierea se dizolvă mai greu. Haideți să-l agităm acum, să-l amestecăm. Ia uitați cum se face. Nu știu cum să mai țin asta ca să intre în cadru toată sticla. Ia uitați urșilor, ce bine arată. Superb, superb, super, superb. Și este foarte, foarte bun la gust și foarte bun pentru sănătate. Ne ridică și nivelul de, de testosteron, că din asta este extraordinar, da? Puteți să cumpărați produsul ăsta de pe site-ul meu. Avem și o ofertă, 5 siropuri și avem mai multe de sortimente de acolo. Puteți să luați pachetul ăla cu 20% reducere de 5 siropuri și să vă alegeți ce siropuri vreți voi. Toate sunt super bune, sunt naturale, au mai pulpă de fruct și miere, sunt fără zahăr, nu sunt pasteurizate și sunt extraordinare. Și suplimentar mai aveți încă 10% reducere la următoarele comenzi, da? la următoarea comandă. 10% din comanda actuală. Intrați acolo pe site și veți vedea toate detaliile, toate produsele cu descriere frumos și gramaje, cât costă, pentru ce sunt bune. Sucurile astea sunt foarte bune și ca o alternativă la sucurile din comerț pentru că sunt naturale și nu au euri, nu au coloranți, da? cum sunt toate sucurile astea din comerț. Deci sunt mult, mult mai sănătoase și pentru că în conținutul lor găsim miere, de foarte bună calitate, miere premium de la noi, de la Miere TVO. O să vă țină și pofta de dulce sub control și pofta de atunci când aveți nevoie sau să simțiți nevoia să beți un suc, da? Și astfel excludem din alimentația noastră o grămadă de porcării, o grămadă de zahăr, o grămadă de calorii, vom putea slăbi și vom putea fi foarte sănătoși și puternici ca niște urci, exact ca și mine, da? Pentru că și eu consum lucrurile acestea și ați văzut ce transformare am făcut anul trecut. Am venit de la sală și este momentul pentru a doua masă pe ziua de astăzi. Ia uita ce transpiră sunt. <laughs> avem aici o ciorbiță proaspătă, fierbinte, de porc, bineînțeles, cu mulți cartofi, da. Avem uh, mulți carbohidrați complexi, foarte, foarte buni. Cartoful este foarte bun pentru că este un carbohidrat complex care are și foarte puține calorii, undeva la 70-80 de calorii pe 100 de grame. Avem și roșii de la Borcan, avem și niște fidea niște teiței din ăștia, da? Și carne de porc, șiră din asta, cred că e, ia uitați, puțină carne, puțină, foarte puțină carne, să vedem, o să mai suplimentez cu niște proteină, cred că cu un baton proteic mai încolo, după ce mănânc masa asta, este foarte bună ceva pentru că are puține calorii, da? Avem multe legume, o să-mi pun și niște ardei din asta iute, în oțet, pentru că îmi place să-i așa un pic de tot de iuțeală. Și asta este masa după antrenament, da? Foarte simplu, o masă românească, da? Nimic complicat, ciorbă, exact ce mănâncă românii, ceva foarte, foarte bun pentru stomac, pentru că este caldă, pentru că are multe legume, este bogată în micronutrienți, nu are nici multe calorii, în jur de 300 de calorii, o să mănânc fără pâine. Antrenamentul a decurs foarte bine, am ars 500 de calorii la cardio, la sfârșitul antrenamentului, iar la început am băgat vreo 45 de minute de forță, de fapt de hipertrofie musculară, da, pentru a crește masa musculară. Am ars acolo vreo 200 de calorii, să zicem, pentru că la antrenamentul de forță nu prea se ardă așa multe calorii. În total am ars undeva la 700 de calorii și este foarte, foarte bine. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo, cu desertul, cu o gustare, să vedem. Am terminat, ia uitați aici ce a rămas. Da, foarte mult os, puțină carne. Maia! Maia! Fetița mea! Ia uite ce am aici pentru tine! Ia uite fetiță! Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite! Haide, ia! Bravo! Bravo, fetițu! Bravo! Rostul nu poate să mănânce ceva din astea mari. Hai să mergem să luăm să luăm bat un baton proteic. Că a fost cam puțină proteina Să mai completăm cu proteină. Și cu ocazia asta mâncăm și ceva dulce. Da? Foarte multe dulciuri la dieta mea. Foarte multe dulciuri. Și o să vedeți că diseară o să mai mănânc ceva dulce. Diseară mai avem ceva dulce. Mai avem niște budinci din alea proteice. Ia uitați, am găsit la ăștia la Carrefour, am găsit baton din ăsta proteic de la Nutramino, da? Crispy Vanilla în caramel. Haideți să vedem cât de bun este. 20 de grame de proteine, no palm oil, fără ulei. Așa, uitați, am mai luat și din astea. Am luat cu vanilie și cu de asta, griș din ăla cu lapte, da? Am văzut ceva interesant pe grișul ăsta. High protein pudding, bla bla. Stați așa să vă arăt. Ia uitați. Creamy and tasty with higher quality casein. Caseina este o proteină care se dizolvă încet și de aceea este foarte bun să-l consumăm seara înainte de somn, da? Asta fiind ultima masă, cum mănânc eu de obicei. Haideți să vedem dacă și pe asta de vanilie scrie la fel. Da, deci toate sunt cu caseina foarte bune astea înainte de somn. Mă rog, o oră, două, trei înainte de somn, dar nu imediat. Caseina se dizolvă, se asimilează mai lent de corp și este o proteină foarte bună care se consumă înainte de somn, să avem pe timpul nopții. Asta are 30 g de grame de proteină, asta cu vanilie are 40. Eu sunt fan de ciocolată, însă m-am cam săturat de bodinca de ciocolată. În ultimul timp am mâncat numai din asta. acum am zis, haideți să încercăm să mai, să mai dăm o șansă și celei de vanilie, pentru că n-am mai mâncat de mult. Am mâncat atunci la început uh, decât uh, unul și vreau să-i mai acord așa o șansă. Haideți să ne uităm și la astea la batonul ăsta. Da, scrie foarte, foarte mic, dar vă zic eu, are 64 de grame, 20 de grame de proteină și aici nu cred că o să se înțeleagă are undeva la 266 de calorii. Uitați aici scrie, 266 pe baton, da? Pe 64 de grame. Ceea ce înseamnă destul de mult, adică foarte mult în comparație cu budincile astea. Gândiți-vă că budincile astea au 400 de grame și 330 de calorii față de 64 de grame și 266 de calorii. Da? Adică, na, mult mai rentabil astea. Uitați da 79 de calorii pe 100 de grame, asta are, asta de vanilie are 77, mamă, asta are cel mai, ce mai puțin, 77 de calorii, asta de vanilie. Deci 300, 330 de calorii și pe toate astea de 400, iar ăsta, haideți să vedem cât are pe 100 de grame. Ia uitați aici, urșii mei, pe 100 de grame are 416 pe calorii și pe baton de 64 de grame, 266. Deci 100 de grame 416 pe calorii față de 100 de grame 79 de calorii, 80 de calorii, da? Să zicem, rotunjim. 80 versus 400 de calorii. E clar că budinca asta e mult mai bună pentru că este uh, mult mai slabă în calorii, poți mânca de 4 ori mai mult, de 5 ori mai mult, de 6 ori mai mult, ții și mai multă proteină și același număr de calorii. Haideți să vedem cum este. Ok, l-am desfăcut. Așa arată. Uh-huh. Wow, e bun. <laughs> e bun. Deci cum uh -huh. mănânci Lion. Uh -huh. Foarte bun. Deci de la Carrefour, da? Dacă aveți Carrefour în oraș și vreți să-l încercați, este o alternativă foarte bună la Lion cu 266 de calorii pe baton. Pentru că are un conținut mare de proteine. 20 grame față de un lion. Și ne ajută să creștem masa musculară. La prezum, mai știu cât a fost. 10 lei mi se pare. La fel și budincile 10-11 lei. Din punct de vedere caloric și al numărul de proteine și al sațietății sunt mai bune budincile. Dar din când în când dacă simți nevoia de ciocolată și batonul ăsta e foarte bun. S-a făcut ora 8 și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. Avem aici o pizza făcută de mine în casă, pe patru felițe de pâine integrală, pe care le-am dat printr-un amestec așa dintr-un ou, pe care l-am bătut cu niște suc de roșii. Am tăiat trei ciuperci, vedeți pe aici ciupercile, trei ciupercuțe. Avem 100 de grame de mușchi, Două feluțe de cașcaval, adică vreo 30 grame de cașcaval, avem o jumătate de ceapă roșie, avem uh, măsline din astea verzi, fără sâmburi, și este foarte, foarte gustoasă, însă nu se poate rupe chiar ca o pizza, o să o așa cu furculița, uitați, vedeți, bine, dacă o mai las un pic să se răcească, poate se, și insist, poate pot să o iau așa în mână, dar uh, o să o cu furculița totuși, și vă garantez că este foarte bună, mai făcut. Dacă o să o căutați pe canal, o să găsiți și rețeta, dar deja v-am explicat eu cum se face, foarte, foarte simplu, da. Are mult mai puține calorii decât pizza din comerț, bineînțeles. Avem 250 de calorii de la uh, pâine, avem 100 de calorii de la mușchi, mai avem încă 100 de calorii de la cașcaval, vreo 100 de calorii de la măsline, pentru că am pus mai multe de data asta. Iar ceapa și ciupercile nici nu se mai iau în considerare pentru că e o sumă foarte, foarte mică de calorii. Gata, vă las, mă bac să mă mănânc pentru că mi-este foame. O să savorez pizza aceasta și revenim mai încolo peste vreo 2-3 ore cu ultima masă pe ziua de astăzi. Pentru că vreau să încerc acea budincă de vanilie și pe lângă ea o să avem o surpriză, da? O să fie cea mai mare masă pe ziua de astăzi, o să vedeți, o să avem vreo 900 de grame de mâncare. S-a făcut ora 11 noaptea și este timpul pentru a patra masă pe ziua de astăzi. Este ultima masă, dar și cea mai mare. Avem 900 de grame de mâncare pentru că avem aici o budnică proteică de 400 de grame cu 40 de grame de proteină. Iar lângă avem un castron foarte, foarte mare plin cu smeură, Zmeura este preferata mea din fructele de pădure. Am pus o pungă din aia de 500 de grame întreagă de zmeură congelată pe care am luat-o de la Lidl. Este vreo 10 lei, mi se pare, sau nu nici mai știu cât am dat pe ea, pentru că am luat-o mai mult. Poate este chiar mai ieftină, nu știu să vă spun acum exact. Am scos-o de la congelat, am pus toată punga într-un castron atunci când am fost jos să-mi fac pizza aceea și am lăsat-o la deschețat de la ora 8 și acum arată în felul următor. Haideți să gustăm un pic, să vedem cum este. Ia să vedem noi cum e. Mm -hmm. Wow! asta de la fund încă nu s-au dezghețat complet. Ia uitați! Astea de la suprafață sunt mai bune, sunt mai calde. Mm -hmm. Foarte bună! Și haideți să vedem cum e și budinca asta de vanilie, pentru că nu am mâncat de foarte mult timp. Atunci când am descoperit budincile acestea de la, Lidl, de la Carrefour, i-am luat toată gama, toate sortimentele și de atunci nu mi-am mai luat. mhm mm e bună și asta. Uitați, are o consistență bună. Ia să amestecăm un pic aici. Să o facem așa mai cremoasă. Și să vedem consistența, da? Atunci când mi-am cumpărat eu prima dată, mi s-a părut că nu e atât de groasă, că nu e atât de dulce ca aia de ciocolată, dar se pare că e. Ia uite, are o consistență bună. Și cum e, trebuie să mai și diversifici, și nu poți să mănânci același lucru în fiecare zi, pentru că ți se ia. Uh -huh. Foarte bună. Ia să încercăm și o combinație de zmeură cu budincă, de vanilie. Wow! Fine. Da, foarte bună combinația. Abia aștept să mănânc masa asta gigantică de 900 de grame și decât 580 de calorii. Sau chiar mai puțin, 570, da? Deci foarte, foarte puține calorii. Zmeura are undeva la 50 de calorii pe 100 de grame, iar maxim 50 de calorii, da? Iar budinca asta este cea mai slabă calorică dintre toate budincile, pentru că M am uitat mai devreme, v-am arătat, 77 de calorii are peste 100 de grame, are cel mai puțin. Și este chiar bună, merge să diversifici așa, nu poți să mănânci mereu budincă de ciocolată. Așadar, avem foarte mulți antioxidanți, foarte mulți micronutrienți, avem și uh, foarte multă proteină, 40 de grame de proteină, avem și puține calorii decât vreo 570 și 900 de grame de mâncare, ceea ce este incredibil. Mă bag să mă uit la Survivor pentru că este sfârșitul emisiunii, nu o să mai dureze mult și se termină și emisiunea. Iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la acest canal pentru că o să mai scot clipuri în care o să vă arăt o grămadă de mâncăruri foarte bune pentru dietă și nu numai și foarte sănătoase încercați să mâncați multe fructe, încercați să mâncați multă proteină, încercați să mâncați multe legume, pentru că acestea sunt foarte slabe în calorii. Proteina ne ajută la senzația de sațietate, este foarte bună pentru masa musculară, pentru cei care fac și sară și vor să pună masă musculară. Iar dacă vreți un program personalizat de antrenament sau o dietă personalizată, scrieți-mi pe Instagram sau pe Facebook la Miere TV. luăm acolo legătura și se rezolvă. Și dacă doriți produse apicole de cea mai bună calitate, nu uitați să intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro pentru că avem acolo zeci de reduceri plus suplimentari încă 10% la următoarea comandă. Avem produse foarte bune, foarte sănătoase și vă ajută să deveniți urși exact ca și mine. Vă mulțumesc frumos pentru vizualizare, vă vreți poftă mare, somn ușor și ne vedem data viitoare. V-am pupat, ciao!